Moisés.
Isaac și de Israel, slujitorii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți descendența voastră ca stelele cerului și voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit. Și eu vor stăpâni pentru totdeauna. Domnul a iertat răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Cuvântul Domnului. Oh.
toți vrăjmașii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii însă murmurau spunând, acesta îi primește pe cei păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 în pustiu și umblă după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune pe umerii săi bucurându-se și venind acasă, îi cheamă pe prieteni și pe vecini, spunându-le, bucurați-vă împreună cu mine, pentru că mi-am găsit oaia pierdută. Vă spun că tot așa va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește, decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de convertire. Sau care femeie, având 10 drachme, dacă pierde una dintre ele, nu aprinde lumina și mătură casa și caută cu grijă până o găsește. Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele, spunându-le, bucurați-vă împreună cu mine, pentru că am găsit drachma pe care o pierduse. Tot așa, vă spun, va fi mai mare bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se convertește. Apoi le-a spus, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iar el le-a împărțit averea. Și, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat toate și a plecat într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfânt. După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a ajutat la unul dintre cetățenii acelei țări, care l-a trimis la câmp să păzească porci. Și-ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porci, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus, câți siliere ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame. Ridicându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spun, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un silier al tău. Și ridicându-se, a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci fiul i-a spus, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Însă tatăl a spus către servitorii săi, aduceți repede haina cea cântuie și îmbrăcați-o. Dați-mi un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne bucurăm. Căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și dansuri. Atunci, chemându-l pe unul dintre servitori, l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus, fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat. Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și implora. El, răspunzând, i-a zis tatălui său, iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Însă când a venit acest fiu al tău, care și-a devorat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat. Atunci el i-a spus, fiule, tu ești cu mine totdeauna
frate al tău era mort și a revenit la viață. Era pierdut și a fost găsit. Aceasta despre încăpățânarea față de celălalt.
de rugăciune s-a dus, cum a făcut poporul în prima lectură. I s-a spus să fie ascultător față de Dumnezeul care l-a eliberat din sclavie și și el ce face? Ce face? Ce am avut în prima lectură? Își creează un vițel de aur și mai mult ce face? Se închină acestui vițel de aur. Deși Dumnezeu nu te interzis lucrul acesta. Această formă de încăpățânare, de libertate prost înțeleasă, pornește și de la o anumită mântuire. Dar eu sunt vreun. Eu sunt cineva. Nu am nevoie să mi se zică. Pentru că eu știu ceva. Chiar și în relație cu Dumnezeu. Nu am Dumnezeu nevoie să spună lucrul acesta. Sau n-am eu nevoie să spună el lucrul acesta. Aceasta atitudine de încăpățânare în care se spunea de și fiscăricioși conduce la idolatrie. Așa cum am văzut și pe poporul evreu. Ce înseamnă idolatrie? Înseamnă a-ți fida piața după un adevăr fals. Ce credea poporul evreu? Că acel vițel de aur l-a scos din Egipt. L-a eliberat din Egipt. Un adevăr fals. Și nu doar că ei credeau lucrul acesta, dar acționau conform acestei credințe. Dar nu acționau bine. Pentru că, ce făceau? Înclinarea aceasta provoca o atitudine generală a poporului. Care mai apoi, această atitudine conducea la distrugerea poporului. La pierderea identității poporului. Reveneau din nou la sclavia de care tocmai au scăpat. Și această idolatrie, această încăpățânare a inimii lui Dumnezeu, priviți credincioși și trase în aici, ne conduce și pe noi, tot mai mult, la a comite rău. La a comite rău. Ne conduce mai apoi la o credință fală. La o credință care se pierde, care se pierde ușor, ușor, se pierde. Ne conduce și pe noi la pierdere a identității. Nu mai știm cine suntem. La fel cum nu mai ajut, nu am mai știut nici acel fiu risipitor atunci când am plecat de la casa tatălui. Tot din încăpățânare. S-a pierdut. Și ce-a făcut? A căutat în orice loc. A căutat ca să se regăsească pe sine. Să-și umple viața, sens. Dar nu s-a pierdut. S-a pierdut. La fel și noi ne putem pierde dacă suntem încăpățânați înaintea lui Dumnezeu. Păcatul, diferitele păcate pe care noi le facem, la nivelul nostru, reprezintă acest păcat sau aceste păcate reprezintă o formă de încăpățânare înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult, păcatele noastre generează încăpățânare. Cu cât mai mult persistăm în păcatele noastre, cu atât noi suntem mai mult încăpățânați înaintea lui Dumnezeu. Adică, nu mai suntem capabili să primim iertare. Să primim harul său de care am vorbit acest lucru. Nu mai suntem capabili de acest har. Și ne pierdem, ne risipim pe noi în rușine. Și nu în ultimul rând, această încăpățânare ne face pe noi statici. Adică nu ne ajută să ne mărturisim credința. Considerăm că suntem doar pentru noi, încercăm o formă de credință acolo personală, dar nu ne deschide spre ceilalți. Spre cel de lângă noi, spre colegul nostru, spre cei din familia noastră sau soție, copii, sau spre ceilalți în comunitatea noastră. Nu ne deschidem. Suntem încăpățânați și rămânem de cu noi înșine. Iată unde conduce încăpățânarea. Cum putem scăpa din încăpățânare, de această atitudine periculoasă pentru noi ca oameni și pentru noi creștini?
celălalt. E un gând care ne-a luat. În al doilea rând. Și dacă am greșit eu, dacă am greșit, dacă o fac din neștiință, ne pot provoca aceste întrebări, aceste gânduri. În continuare, ca să scăpăm de această atitudine a încăpățânării, să facem efortul de a ne deschide sau redeschide dialogul inițial. De acolo ne-am pornit și de unde ne-am încăpățânat. Să redeschidem dialogul cu prietenul nostru, cu colegul nostru, cu cei din familie și cu cei față de care sunt încăpățânați. Apoi, a revedea adevărata semnificație a libertății. Pentru că libertatea nu este la ce vreau eu să fac și nu țin cont de ceilalți. Ce înseamnă libertate? Este o căutare a adevărului împreună și într-un mod deschis. Împreună. De unul singur și nu împotriva celuilalt. Împreună. Revedem ce înseamnă adevărata libertate. Împreună cu Dumnezeu adevărul. Apoi, în relație cu Dumnezeu, ca să scăpăm de încăpățânarea în fața lui Dumnezeu, e nevoie să ne luăm dialogul cu El. Cum îl reluăm? Ne rugăm și ne rugăm. Și putem descoperi pe Dumnezeu, să ne deschidem spre Dumnezeu și în același timp vom descoperi două gesturi sau două atitudini, două fețe ale lui Dumnezeu. Mai întâi, o primă față, ceea ce descoperă poporul evreu. Un Dumnezeu care, să spunem, se mânie împotriva poporului său când îl vede că se închide la el. Un Dumnezeu care se mânie și nu ne-ar putea scandaliza. Dar când îți atrage cineva cu neinția, într-un mod mai serios, o face pentru că ca să sperie sau, nu știu, te distrugă? Nu. O face pentru că îți vrea bine. La fel și Dumnezeu, dacă abordează o atitudine dură, înseamnă că îi vrea bine poporului său. Vrea să-l facă conștient de care ce a vrea. Și a doua atitudine a lui Dumnezeu o descoperi în Evanghelie de astăzi. O atitudine vine de mântuire. Deci încă știe, care își primește Fiul rădăcinii, care îl așteaptă. Deci, în reluarea dialogului cu Dumnezeu, putem să vedem pe Dumnezeu ca Dumnezeu creșite, pentru a ne atrage atenția, dar și cu Dumnezeu care e nu, care ne iubește, poate de pe oameni, pentru că nu se știe. Apoi, urmând acești pași, și reluăm relația cu Dumnezeu, noi ce facem? Ne recunoaștem păcatul. Ne recunoaștem acel moment în care noi am greșit. Și suntem capabili să trecem pe un drum de convertire. Și mai departe, redescoperim harul lui Dumnezeu care ne vindecă în Dumnezeu. Ne vindecă și acest har care apoi ne deschide spre ceilalți. Ne deschide să mergem spre cei, spre colegii noștri, ne deschide la atitudine și acele noastră de dăruire, a noastră, de dăruire existine, de dăruire față de colegi, față de cei din familie, față de cei din comunitate.
rugăciunea noastră, să ne deschidem inimile către Tatăl, ca să ne îndepărteze de rău și să ne pregătească sărbătoarea iertării. Să spunem împreună, Dumnezeu de iertări și de ajutor și ascultă-ne. Dumnezeu de iertări și de ajutor și ascultă-ne. Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să fie simțită de oameni ca semn al iubirii Tatălui, care îi caută pe cei păcătoși și îi primește cu bucurie, să ne rugăm. Să ne invocăm pe Domnul nu numai pentru a-i prezenta cererile noastre,
ceea ce îți oferă fiecare spre cinstea numelui Tău Sfânt, să fie spre mântuirea tuturor, prin Hristos, Domnul nostru.
De asemenea, rugăciunea, nu împotrivindu-l și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acestea toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertare păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta a fost oameni și învierea ta a fost în pentru prevenire. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea rugătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua revenire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne credim trupul și sângele Fiului Tău, apă, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un milostenic și ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii. Mai timpul cu iar fericita Fecioare, iată Sfântului de Dumnezeu, familia, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și stăriții martiri și cu toți sfinții, prin acolo mijlocire, sperăm să ne întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pace și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întâlnit credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ. Împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francis și episcopul nostru Iosif, cu episcopul auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunea acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți Sfintei risipiți pe tutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți preoții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne nădăjduim să ne bucurăm și noi de acordul de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești Duhul tot timpul. Amin. Pacea Domnului să fie cu voi. Și cu Duhul Tău.